Aici este deșertul? Cât loc este pe acest pământ, atâta loc este în registru. Pe mine una mă umple de bucurie gândul acestei paralelități. Atâtea feluri de a te semna pe acest pământ. Mai este loc în registru, nu vă îngrijorați. Oricum, majoritatea nici nu observă. Ca orice majoritate, corpul uman este un tur de observații. Însă, în pământ se intră abia prin bârloc, prin orizontalitate. Vă rugăm să vă aflați cât de aproape de pământ simțiți că este necesar. Dacă nu vă găsiți numele și poza pe scaun, ne ocupăm la sfârșit. Măcar așa vom ști care e sfârșitul, nu-i așa? Până atunci învață și condica, învață și registru. Puțin contează dacă nu știți să vă iscăliți. Totul se învață? Scena.
seminte. Eu nu suport mizeria. Trebuie să învățez intimitatea curată, înțelegeți? Avem nevoie de o distinție absolută între imobil și inimă. Chiar și în liniște, farsa evidentă, parodia transparent. Nu era nimeni acolo, vă rog să mă credeți, vă pot da chiar cuvântul. La ce bun? Soarele bătea pe stâlpi. Stâlpii făceau umbră. Nimeni acolo, consecvența e curată, vedeți? Nu aș vrea să vă sperii. Sau să vă spun ce știți deja. Dacă vreți să ne spălăm mâinile împreună, mă găsiți tot aici. Rămân să mă asigur că nu vine nimic. Între timp, anticamerele secțiilor se electrificau. Plasele mecanizate digitalizau mereu alte domenii. Căutarea și intensifica prezența, animând noi monștri cu promisiunea realului. Dincolo de toate acestea, livezile puteau acum comunica chiar și în beznă, cu ajutorul reflectoarelor, montate în puncte bine știute. Se putea prefigura fuga. Ultimul anunț de interes public. Cine renunță la nefericirea de a renunța la nefericire va fi cu certitudine nefericit. Senzația unui staul plin cu jilțuri. Să rămână doar cel satisfăcut de prezența ruinelor. Ne aflăm pe situl unei viitoare fabrici de distanță. Contrapartida luminilor stinse și a organelor sectare în baza unei respingeri universale, care suntem noi? Tantica! Tantica, vine cu și mi-i dea că iar doar să mă crezi! Thank you.
ci rezistenția cei pe care puteți începe voi mai influența ca noi. În coridoare centrului sunt peste tot, ca un corp făcut numai în articulați. Le desenau punte pe frunți, la fel cum pește se pitau și de vânătoare. Marcarea artefactelor care, pentru răsturgul, existau, era periculoasă, căci, fiind vie, diferența comportă existența morții. Matilda, ce-i cu bărâncul ăsta aici? Aș, unde ești, babă? Te-ai pierdut din nou pe hol. No, mie te-a să cunosc babă mai habotnică și mai supărăcioasă decât tine. No, mi-e doar de nimeni. Nu te auzeam de satâr. Mă scuțeam. Cine știe când începe ploaia? Ți-am cusut un costum de baie dintr-o piesă, fără spate. Noi, răspăi mine, mergem la Mangalia să facem baie. Să vedem delfini. Au deschis un observator acvatic în Logan. Ce somn greu ai în tine, Matildo. Somn de sugar. Să ții prosupul de la ucă îți strică pielea. Pe mine trecă, mai înțeles? Matilda, tu trebuie să-ți duci câinele la doctor, îmi amintesc. Nu, no, înțeleg cum nu te apucă frica în emisiunea asta. Se pierde diferența dintre noapte și zi. Oamenii nu trăiesc așa. Hai. În fine, răcesc bun. La ce bun. Se vise să-ți provezi costumul. Thank you.
absolută. Pe umărea ochiului, unde de devenind suplă, lumina își pierde incandescența și unde rămâne numai osul infinit al mișcării. Judecător e doar cel ce prefuză în cadoul fiecărui moment de a putea fi folosit. Capriți? La lumina ochiilor, chiar și mâna este necesară. Brici.
Noapte bună!